Bogdanescu și Petru Dumitrescu locuiesc împreună cu cei doi copii ai lor, Șerban și Patricia. Bună! Vreau să te rog dacă poți să mă împrumut. Bă, nu știu ce să fac. Șerban are necazuri, așa că în disperare de cauză apelează la orice mijloace pentru a face rost de bani. Unde e Șerban? Ce s-a întâmplat? Mi-a furat banii din atelier, îi rup picioarele. Unde e? Tu ce credeai, mă, că nu o să observ că lipsesc banii? Am stat. Ia scutește. Sigur o să mai avem probleme cu Șerban. Am uitat mama să nu o strice și pe Patricia. Sigur vrei să faci asta? Da. Ți-e frică? Poți să faci ce spun eu, ai înțeles? Nu. Nu mă puteți obliga. Patricia, știm că l-a acoperit pe Șerban. Spune-ne acum ce se întâmplă cu el. Nu știu în ce prostii s-a băgat Șerban, dar oricât ar fi de grav, se poate rezolva. Vino aici! Îl sun pe taică tu să vină aici să vadă și el ce se întâmplă! Tu ai de ales. Ori eu, ori Șerban. Ce secret ascund Șerban și Patricia? Petru Dumitrescu. Cei doi s-au mutat de curând împreună și fiecare are un copil din prima căsătorie. Patricia este fiica Anei și are 15 ani, iar Șerban este fiul lui Petru și are 16 ani. Poftă bună! Mulțumim! Mama, poți să mergi și o diseară în club? Da. Da, cel târziu la 12 ești acasă, da? Promit. Și poate să vină Șerban? Nu. Șerban a pedepsit după ultima petrecere. Am dat te rog. Am zis nu. Mai stai și tu pe acasă, nu o să facă gaură în cer dacă nu te duci. Ba da, aștept doar una petrecerea asta. Vine un DJ tare rău. Nu te duci nicăieri. Am terminat discuția. Bă, tata, eram sigur că face așa. Soția mea a murit de cancer acum 7 ani. Șerban, fiul nostru, era mic pe atunci. A fost o perioadă foarte grea. Dar am avut norocul să o cunosc pe Ana. Șerban le-a plăcut pe Ana și pe fiica ei din prima clipă. Așa că ne-am hotărât să locuim împreună. Hai, mă, mamă. Petru, nu vrei să te duci să vorbești cu el? Nu. Hai să mâncăm. Nu să-i scoate o prostire din cap. De la început am știut că Șerban e un copil dificil. Tot timpul comentează. Dacă îi spui ceva, țipă. Iar Petru n-are niciun pic de autoritate în fața lui. Copiii se împacă bine, dar mi-e teamă că Șerban are o influență proastă asupra Patriciei. În aceeași seară, după cearta cu tatăl său, Șerban pleacă de acasă și se duce la atelierul auto pe care Petru îl deține. Am niște probleme, dar nu pot să spun nimănui despre ce e vorba. M-am împrumutat de la tata. Chiar am nevoie de bani. E o chestiune de viață și de moarte. Șerban a sperat că tatăl său nu o să observe dispariția banilor, dar nu a avut noroc. Unde e Șerban? Ce s-a întâmplat? Mi-a furat banii din atelier, îi rup picioarele. Unde e? Ce s-a întâmplat? Poți stai un pic! E acasă? Da, e la duș. Dar ce faci? Ești sigur că a fost Șerban? Dacă te înșeli. Nu mai are nimeni chiar în afară de el, nu înțelegi? Da, și nu mă așteptam să fac o tâmpenie ca asta. Nu știu ce e mintea lui. Nu e sănătos. Nu. Are tot ce-i trebuie, de ce fură? Nu știu, că nu-l înțeleg. Trebuie să iau măsuri acum. Altfel, data viitoare o să fure iar. Ce se întâmplă aici? Unde sunt banii? Mi-ai mai furat 1000 de lei. Eu? Ce mici nebun! Eu sunt mă nebun? Îți lipsește ceva? Nu ți-am luat tot ce trebuie? Eu sunt nebun? Petru, calmează-te! Ce cu țipetele astea? Se aude în tot blocul. Ana, Patricia, vă rog să ne lăsați singuri. De ce? Ca să-l bați în liniște? Lasă-i, gata, lasă-i. Hai, v-am rugat să ieșiți.
Lasă-i singuri! Mi-ai cerut mă bani vreodată și mi-ți-am dat? Nu. Și atunci de ce furi? Ce-am crescut? Asta am crescut eu? Un post? Ce o să urmeze, mă, să dai în cap cuiva? Nu ți-am furat nimic, nu înțelegi că n-am furat nimic. Sunt numai prostii, nu știu de unde vin de la Ana asta, cum mă ia să bag în cap. Știi că nu mă place și că nu mă vrea în casa asta. Nu, dar vina ta, Ana! Uită-te la mine, până mâine dimineață să fie banii la loc, altfel nu mai vezi niciun ban de la mine. Tu ce credeai, mă, că nu o să observ că lipsesc banii? Am stat-o. Ia scutește. Șerban, întoarce. Șerban! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.